Salutare din nou! Astăzi vă voi prezenta un modul de amplificare într-un sistem activ LD28V2. Este prevăzut cu crossover de sunet pe fiecare gamă de frecvență. Avem respectiv ieșire de înalte, medii și două ieșiri de bas. Nu o să mai repet măsurăturile pentru medii înalte. Aici aveți rezultatele. 24,8V RMS. Este vorba de un celebru TDA pe partea de înalte și de medii. Iar pe partea de bas avem clasă de full bridge. Da, se pot vedea bobinele pe ieșire, filtrele. Și avem în felul următor: 8 ohm, 100 de Hz, circa 40 de volți inițial. Hai să vedem și în curent prin sarcină, aproape 5 ampere, 4,9 ampere. Ceea ce este de precizat, nu merg pe 4 ohm datorită oscilațiilor care apar în sarcină la curent mare, deci nu recomand 4 ohm la acest tip de modul de amplificare. Aveți pentru cei care vor să folosească aceste module pentru altă configurație decât cea originală din fabrică. Cam asta ar fi, vă mulțumesc pentru vizualizare.